Care vă așteptați să fie rezultatul? Vă așteptați să voteze pentru moțiune măcar cei 121 de parlamentari care au semnat-o? Cu siguranță, acei parlamentari care au semnat moțiunea o vor și vota. Însă, bineînțeles că nu vor întruni votul majoritar pentru ca această moțiune să treacă. Suntem perfect conștienți de acest lucru. Este păcat pentru că moțiunea aceasta, probabil că ar fi, trecerea acestei moțiuni ar fi dat posibilitatea unei inițierii unei dezbateri, unei dezbateri reale care nu a fost inițiată și nu a avut loc înainte de a fi acest proiect propus. Și poate că ar fi compensat într-un fel lipsa acestei dezbateri pe care o clamează și sindicatele și toată opinia publică. Însă, sigur că da, ni s-a spus foarte clar și de către PDL și de către PSD-PC că nu vor vota pentru, deci nu va trece. Însă, ceea ce vreau eu să vă spun referitor la această lege, mie mi se pare că s-a pierdut din vedere exact elementul cel mai important, element care a fost adus în discuție atunci când a fost promovat acest proiect de lege, și anume principiul acela al solidarității sociale. Tocmai acesta a fost pierdut din vedere, și spun acest lucru pentru că dacă guvernanții noștri s-ar fi uitat puțin mai mult spre Uniunea Europeană, ai căror membri suntem, deși nu ne comportăm ca atare, ar fi văzut că există foarte multe instrumente care răspund problemelor de gen șomaj, disponibilizări, prin fonduri. Există un fond special, se numește Fondul European de Ajustare a Globalizării, care se referă, vine către statele membre, este de maxim 500 de milioane de euro și se referă exact la această categorie a disponibilizațiilor pentru a fi redirecționați în alte domenii, făcând acest lucru, redirecționându-i prin crearea unor noi domenii sau dezvoltarea unor noi domenii în care acești oameni să-și poată găsi un loc de muncă. Aceasta înseamnă solidaritate socială, nu legea pe care vor să o promoveze și pe care își asumă răspunderea asta și care scoate oamenii în stradă, în fond. Un mesaj, așa, în ziua moțiunii de cenzură, pentru colegii care n-au votat astăzi moțiunea de cenzură? Pentru colegii de la PSD, să înțeleg, de la PSD care n-au votat și de la PDL care au votat împotrivă, mesajul meu ar fi următorul. Domnilor colegi parlamentari, eu sper ca mesajul cel mai dur și cel mai realist pe care trebuie să-l primiți va fi cel al electoratului. 113 voturi doar pentru. Cine a lipsit, doamnă Mănescu? De la PNL nu a lipsit nimeni, v-am spus. Îi bănuiți pe cei de la UDMR că ar fi votat altfel decât au anunțat? Nu, sau lipsit votat probabil altfel, dar puteți să-i întrebați. Amente, sigur, e foarte bine, cum spunea domnul deputat, că PSD-ul a propus pragul de compensare la 90, dar reportajele de azi dimineață arătau că în multe județe nu mai sunt bani de medicamente compensate. Ce face PNL-ul mai departe? PNL-ul mai departe va face ceea ce a făcut și până acum, va fi atent la ceea ce face guvernul pentru a putea să tragă semnale de alarmă. Și semnalele astea de alarmă se concretizează cumva, se schimbă ceva în urma lor? Ceea ce îngrijorează foarte mult și pe mine personal mă îngrijorează foarte mult este faptul că adoptăm niște legi fără să le dezbatem în Parlament, încurajăm această practică care este fără precedent și este o practică pe care nu o să o întâlniți în nicio democrație și niciun stat civilizat, și prima persoană din stat care are un dispreț maxim față de instituțiile statului, față de Parlament și față de guvern căruia îi dă ordine în mod constant, este președintele țării. Președintele țării dovedește lipsă de respect, lipsă de responsabilitate și lipsa acelei calități pe care trebuie să o aibă și care este o calitate de bază pe care trebuie să o aibă, aceea de mediator. El este doar generator de conflicte. Ceea ce ne va spune astăzi, nu știm. Probabil că va veni cu un argument foarte puternic pentru a scoate PSD-ul de la guvernare. Nu au fost suficient de solidari, nu au votat la vedere exact cum au făcut cei din armata PDL, care nici aceia n-au votat toți, cei care au fost prezenți, și acolo cred că are o problemă, domnul președinte.
Și au fost nevoie de paznici acolo, la urme. A avut nevoie de paznici. Problemele grave acestea sunt faptul că noi adoptăm legi, legi pe care știm că oricum sunt proaste și trebuie să le modificăm și suntem într-un perpetuum mobile din care nu reușim să scăpăm, de care nu reușim să scăpăm și nu reușim să progresăm în felul acesta. Sigur că și FMI-ul, și Uniunea Europeană, Comisia, toate instituțiile internaționale se uită la noi ca la niște curiozități. Sigur că nu mai avem credibilitate la nivel internațional și sigur că de aici o grămadă de alte probleme, precum numirea, sau mai degrabă nenumirea comisarului european, portofoliu pe agricultură și multe altele. Așteptăm care ne afectează în mod real. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență.